Pesta porcină a ajuns și în județul Dolj. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București a confirmat astăzi apariția virusului pestei porcine africane la un porc dintr-o gospodărie din satul Comănicea, Comuna Secu, din județul Dolj. Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din județul Dolj s-a întrunit în această dimineață pentru a adopta planul de măsuri privind controlul și combaterea acestei boli. Gospodăria respectivă a fost plasată sub supraveghere oficială. Au fost aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport, precum și și dezinfecția exploatației. În conformitate cu planul de măsuri aprobat s-au stabilit o zonă de protecție pe o rază de 3 km și o zonă de supraveghere pe o rază de 10 km în jurul focarului, se arată în comunicatul oficial al ANSVSA. Grave este și faptul că autoritățile locale nu știau nimic, au aflat din presă iar informația i a luat prin surprindere. Pe noi nu ne-a anunțat încă nimeni, nu știm de niciun fel de măsuri de protecție care să se fie impus până acum, probabil că vom fi anunțați și noi, mă interesez și eu cum trebuie să procedăm din acest moment, noi nu avem în acest moment animale bolnave însă. A susținut Viorel Țirei, viceprimarul Comunei SECU. Doljul este al 15-lea județ din România, în care pesta porcină africană a fost confirmată oficial.